Ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile pascale, iar speranța și bucuria ne unesc. Astfel, tineretul social-democrat din Mehedinți, coordonat de președintele Alexandru Cojocaru, alături de viceprimarul comunei Bâlvănești, Anghel Gâdea, au dorit să facă sărbătorile mai frumoase pentru două familii greu încercate de soartă. Ia ce frumos e! Da ce? E gust și gustă! Ha? Și aveți cu toții același lucruri, aveți foarte multe jucării acolo pentru fiecare dintre voi, hăinuțe și am înțeles că vă duceți și la școală, nu? Și? Îți place? Asta e rugămintea mea la voi, la tine și la voi, să vă duceți la școală și să învățați, e foarte important, da? Îmi promis că o să veniți la școală, da? Hai, dă-mi noroc cu mine, cu mâna dreaptă. Vezi că promisești, da? Și te uitați și în ochii mei că promisești, da? Bine. Bunătatea, speranța și spiritul civic i-au unit pe tinerii social-democrați din Mehedinți cu câteva zile înainte de sărbătorile pascale. Aceștia au luat drumul comunelor mehedințene în dorința comună de a ajuta pe semenii noștri. De această dată vorbim despre comuna Bâlvănești, unde aceștia, însoțiți de viceprimarul comunei Anghel Gâdea, au mers la două familii cu o situație financiară precară. Iepurașul TSD Mehedinți, încărcat cu dulciuri, jucării și hăinuțe, alături de colegii săi, au poposit la o primă familie. Un drum îngust unde liniștea învăluie întreaga zonă, la o căsuță pe stânga, întâlnim o familie numeroasă cu 6 copii, dintre care cel mai mic membru are doar 2 luni. Bucuria copiilor a fost una imensă atunci când au văzut iepurașul încărcat cu daruri și o curte plină de tineri. Iar pentru a rămâne cu cea mai frumoasă amintire de Paște, aceștia au făcut și o fotografie cu iepurașul TSD. Cheamă pe tine. Cristina. Și câți ani ai tu, Cristina? 10. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Am văzut că a venit iepurașul. Da, am văzut că a venit iepurașul, ne-a adus cadouri. A adus dulciuri, jucării. Ne-a adus dulciuri, jucării, hăinuțe. Te bucură surpriza de astăzi? Da. Ai văzut iepurașul? Da. Ce daruri ți-a adus? Dulciuri, hăinuțe. Dulciuri. Veșnicia s-a născut la sat, iar liniștea și bunul simț al acestor copii este de neprețuit. Sărbătorile sunt grele din punct de vedere financiar atunci când familia este una numeroasă, însă și dragostea și bucuria sunt prezente înzecit. Ține-i tu și cum te numești? 12. Și cum te cheamă? Cristi. Ți-a plăcut această surpriză de azi? Da. Te așteptai? Da. Și te așteptai să vezi atât de mulți oameni la tine aici în curte? Da. Am văzut că a venit iepurașul astăzi la tine. Ți-a plăcut? Da. Și ce daruri ți-a adus el? Jucării. Cu ocazia fiecărei întâlniri, copiii sunt sprijiniți și încurajați de tinerii social-democrați din Mehedinți să își mențină interesul pentru educație, să-și construiască un viitor bazat pe valori autentice. Fiecare îndemn către aceștia și rezultat benefic al copiilor reprezintă pentru tinerii social-democrați îndeplinirea unei responsabilități. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Uite, a venit iepurașul! Bună! Iepurașule, vin aici să mai dai o plăsuță și la fetița cel mică. Drumul iepurașului TSD nu s-a oprit aici și a ajuns la familia Moacă din comuna Bâlvănești, o familie cu 3 copii pentru care sărbătorile sunt acum mai fericite. Jana și Aurel Moacă au 3 copii și ne spun că sărbătorile sunt frumoase an de an. Chiar dacă posibilitățile materiale sunt reduse, micuțile umplu casa de fericire. Câți copii aveți dumneavoastră? 3 copii. Ce vârste au copiii? Una 6 și una 5. Și copilul 15 ani. Și cum sunt sărbătorile pentru dumneavoastră an de an? Foarte bine. Deci nu vă este greu? Nu mi-e greu. Și surpriza de astăzi cum vi s-a părut? Foarte bine. Vă așteptați să vedeți atâta lume aici la dumneavoastră în curte? Nu mi-a așteptam. V-a umplut efectiv curtea? Nu am știut. Au venit cu daruri? Cu de toate. Cum sunt sărbătorile dumneavoastră? Da. Potrivit. Și așa, și așa. Bine, și oricând. Înțeleg că tinerii social-democrați v-au făcut o surpriză astăzi. Da, da. Vă așteptați la așa ceva? Nu. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce ați văzut aici? Am văzut că v-au umplut curtea de oameni și au venit cu daruri încărcați. De toate vă mulțumim frumos. Paște fericit.
Deci putem spune că anul acesta veți avea un Paște mult mai fericit. V-am mulțumit frumos și dumneavoastră la fel. V-am mulțumit frumos. Le-am găsit jucându-se pe cele două surioare, iar emoțiile au fost la maximum în momentul în care cele două l-au văzut pe iepurașul TSD, care venise încărcat cu dulciuri, jucării și hăinuțe pregătite special pentru ele. Îți place că ai văzut iepurașul astăzi? Da. Ți-a adus cadouri multe? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ursulețul. Ursulețul pe care l-ai în brațe? Ai văzut iepurașul? Da. A venit, ți-a adus cadouri? Da. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Pățușca. Pățușca? Și ce ai mai primit? Dulciuri. Jucării. Hăinuțe. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost mereu un bun lider și alături de membrii formează o echipă unită, care mereu încearcă prin orice activitate demarată să ajute și să le implementeze copiilor ideea primordială că educația este esențială în a crește frumos și armonios și în a-și depăși condiția. O nouă zi plină de emoții în Comuna Bâlvănești, împreună cu iepurașul TSD Mehedinți, alături de domnul viceprimar al Comunei Bâlvănești. Am fost astăzi și am vizitat două familii cu mai mulți copii din această comună. Mă bucură faptul că, încă o dată, organizația de tineret a reușit să aducă foarte multe zâmbete în preajma sărbătorilor pascale. Mă bucur că toți colegii mei s-au mobilizat și fiecare a adus de acasă câte ceva pentru a reuși să facem sărbătorile pascale mai frumoase acestor copii din județul Mehedinți și pe această cale țin să le mulțumesc. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru sprijin domnului președinte al Partidului Social Democrat, domnului Adin Georgescu, dar și tuturor liderilor PSD care ne sprijină în desfășurarea acestor activități atât de importante pentru noi și care aduc atât de multă bucurie în sufletul acestor copii care au nevoie de un sprijin și promit ca de fiecare dată că o să fim în continuare alături de tinerii care au nevoie de ajutor din județul nostru. Viceprimarul Comunei Bâlvănești, Angel Gâdea, este un om al comunității și a sprijinit numai decât acțiunea caritabilă a tinerilor social-democrați din Mehedinți, prin care au reușit să aducă mult zâmbet. O acțiune foarte frumoasă, organizației de tineret a Partidului Social-Democrat. Le mulțumim pe această cale pentru că au venit în Comuna Bâlvănești cu cadouri pentru două familii, o familie cu 7 copii și o familie cu 3 copii. Un lucru extraordinar înainte de Paște, o bucurie pentru cei mici. În aceste zile luminate, cu micu mare, ne aducem aminte de sărbătorile petrecute la bunici, cu masa încărcată cu bunătăți, atmosferă de bucurie și căldură, dar și de cadourile mult așteptate de la iepuraș. Iar la fel ca în fiecare an de Paște, organizația județeană a Tineretului Social-Democrat a respectat tradiția și le-a făcut sărbătorile mai frumoase câtorva familii din județul nostru. Astăzi am desfășurat o acțiune în Comuna Bâlvănești, am mers la mai multe familii nevoiașe. A fost foarte emoționant pentru noi și pentru tinerii de la TSD Mehedinți. Alături de noi a fost iepurașul, care a bucurat copiii foarte mult. Ce pot să vă spun e că am plecat în lacrimi. Au fost și lacrimi de fericire, dar și lacrimi de tristețe, să vedem cu ce se confruntă alți copii ai județului Mehedinți. Mă bucur că am reușit să le aducem puțin zâmbetul acum de sărbători pe față. Vreau să-i mulțumesc domnului Aladin Georgescu pentru că ne susține organizația de tinere și domnului președinte Cojocaru Nicu că este mereu alături de noi și ne susține necondiționat. Pentru tinerii social-democrați din Mehedinți, aceste acțiuni sunt ca o hrană pentru suflet. Cu ocazia sărbătorii învierii domnului, aceștia au oferit sfaturi prețioase micuților, dar și daruri pentru a le veni în sprijin părinților în această perioadă de sărbătoare. Tinerii social-democrați din Mehedinți au fost și vor fi sprijiniți în toate acțiunile de către președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, dar și de către liderii social-democrați, pentru că doar împreună vom reuși să creăm o societate curată în care valorile să fie apreciate.